propunerea datei de 26 iulie ca fiind ziua inspectoratului de jandarmi județean Constanța a venit din partea colectivului IJG prin această scurtă trecere în revista începuturilor jandarmeriei constanțene și în lumina evenimentelor petrecute în urmă cu mai bine de un secol, am dorit ca această dată de 26 iulie 1894 să rămână vie în amintirea noastră a militarilor din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Constanța, ca fiind ziua care certifică oficial intrarea efectivă în atribuțiile specifice ale jandarmilor constanțeni după organizarea lor în teritoriu, spun reprezentanții IJJ Constanța. Cu această ocazie vor fi recompensate cadrele inspectoratului de jandarmi județean Constanța, care au obținut rezultate bune și foarte bune în îndeplinirea misiunilor, pentru că sunt foarte mulți jandarmi implicați în misiuni la sfârșitul săptămânii, festivitatea pentru recompensarea militarilor se va desfășura anul acesta pe 1 august, odată cu avansarea la termen a ofițerilor și subofițerilor.